72 de interpreți din 16 județe au participat la preselecția Festivalului de Muzică Pop pentru copii și adolescenți Deva Music Star 2022, iar 52 dintre aceștia s-au calificat în finala concursului care se află la cea de-a 8-a ediție. Concursul de interpretare pe trei categorii de vârstă, respectiv 6-8 ani, 9-11 ani și 12-14 ani, va avea loc sâmbătă 11 iunie, începând cu ora 16, sala mare de spectacole a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean, sunt convinși că și la această ediție vor fi concurenți valoroși, iar pentru cei mai buni dintre aceștia, desemnații de un juriu condus de maestrul Viorel Gavrilă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, se vor oferi premii importante. În acest weekend la Deva, muzica de calitate va răsuna aici la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, în cadrul celei de-a 8-a ediții la Festivalului de Muzică Pop pentru copii și adolescenți Deva Music Star. Ne bucurăm că anul acesta avem un număr record de concurenți care au venit la festival. Din cei 72 de concurenți care s-au înscris, au rămas în concurs 52, cei mai buni dintre cei care s-au înscris din 16 județe ale României. Doresc să le urez succes tuturor concurenților, să câștige cel mai bun, iar Deva să rămână în inimile concurenților și să-i așteptăm cu drag și anul viitor la următoarea ediție a acestui festival. Gala laureaților, festivitatea de premiere și recitalurile extraordinare susținute de Brianna Hollinger, câștigătoarea de anul trecut, și Mihaela Oprea, vor avea loc sâmbătă 12 iunie, începând cu ora 17:30, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean. Cea de-a 8-a ediție a Deva Music Star se va încheia în aceeași sală de spectacole de la Centrul Cultural Drăgan Muntean, cu un concert Peter Saric Trio, care va începe la ora 19:30. Intrarea publicului la eveniment este liberă.